N-aș vrea să vi se facă frică cartea mea, pornind de la prezentarea doctorului Mircea. Am să vorbesc foarte personal despre experiența mea legată de Paradis, după armătura actuală pe care a prezentat Mircea. Și am să vă spun că, deși aparent atât de inaccesibil modernilor, atunci când acești moderni sunt mari artiști, Paradisul de fapt este foarte accesibil. Pentru că există o urmă pe care el a lăsat-o și ea ne însoțește mereu. Fac afirmația asta și acum o suspend, o să revin la ea ca să o explicitez, mă întorc în trecut. Ca adolescent am fost fascinat de tema schimbării subiectului. Pare stupid să te gândești că un adolescent nu vrea să-și trăiască viața care urmează, ci vrea să se poziționeze față de viitor într-un fel care să pună în ordine trecutul. Dar ăsta e cu adevăr. Am avut acest instinct că viitorul trebuie abordat numai după ce ți-ai dus în ordine complet trecutul. Dar asta se face prin schimbarea subiectului. Este o temă veche care în creștinism, nu numai în creștinism apare, dar în creștinism este făcută faimoasă de distinția între omul pneumatic, omul sufletesc și omul carnal și că creștinul veritabil trebuie să treacă din subiectul carnal în subiectul sufletesc. Adică trebuie să-ți schimbi viața. E un îndemn pe care îl găsim la Rilke, în poezie, dar el vine din o veche tradiție ascetică care spune viața ta așa cum e, nu e în regulă. Trebuie să faci ceva cu viața ta, schimbă-o, înnoiește-o. Marea tema lui Dante, care el devine de fapt un poet distinct de poeții dulcelui stil nou, de colegii lui de generație, în momentul în care intră în posesia acestei teme, care este tema înnoirii vieții. Divina Comedie, care este un poem epic, este poemul epic fundamental al creștinismului, conține această idee a schimbării subiectului. Dante se schimbă în mai multe etape până ajunge în final să contemple trandafirul alb, Candida Rosa. El își schimbă subiectul și pentru că subiectul se schimbă, lumea, deși este identică și ea nu se schimbă, este percepută într-un fel pe care subiectul neschimbat, neînnoit, nu o poate vedea. În ce sens Paradisul este pentru noi o experiență accesibilă? Păi dacă vă schimbați mintea și vă puneți în mintea pentru care Paradisul există, atunci ceva se schimbă în voi. Și anume, plecați de la faptul că sunteți vii. Dovada faptului că Paradisul există este faptul că viața, între toate manifestările acestei lumi, este, cum spunea Aristotel, actul inteligent prin excelență. Iar pe ăsta, indiferent de inteligența asta pe care o avem, indiferent de darurile pe care le avem, manualități, de cântăreți, de pictori, de cea mai departe, faptul genial, splendid, unic, este acela că suntem vii. Aici este ascunsă o splendoare pe care noi trebuie să o înțelegem. Pare foarte simplu, dar pătrundeți-vă de acest lucru. Nu acum, dar puteți să o faceți și acum. Oriunde se poate face. Pătrundeți-vă de faptul că sunteți vii. Că sunteți vii ca într-o epifanie de tipul acelui haiku superb al lui Isa, un haijin
din secolul al XVI-lea, cred, sau al XVII-lea, Japonia, care a compus acest haiku. Doar atât. Vii, suntem amândoi. Eu și Maku. Această realizare a faptului că Maku, cu frumusețea lui atât de fragilă și vulnerabilă, este posesorul unei vieți în care eu mă recunosc alături de ea, într-o plenitudine a unității noastre ca făpturi vii, asta este marca pe care paradisul a lăsat-o în noi. Imaginea biblică este asta. În momentul în care Adam și Eva, perechea primordială, este alungată din paradis, Dumnezeu a chemat un arhanghel ca să separe paradisul de lumea în care ei au fost alungați. Și a fost pus să rotească o sabie de foc ca oamenii să nu se mai poată întoarce înapoi. Dar totuși ceva a rămas. Ce a rămas este faptul că oamenii au plecat din paradis cu viața. Ăsta nu e un truism. Au plecat cu însăși emblema paradisului. Au plecat marcați cu paradisul. Și prin darul extraordinar al iubirii dintre un bărbat și o femeie, această viață este transmisă. Este transmisă în urmași și este dovada faptului că, pe de o parte, paradisul există și, pe de altă parte, că am fost alungat din el. Dar nu e singurul fapt. Mai este și lumina care ne conjoară. Noi suntem într-o lumină în permanență. Asta este o expresie, o traducere fizică a faptului că acest obiect produce fotoni care mă luminează. Sunt fotonii care vin din faptul că soarele încă nu a apus și este lumina zilei. Dar îmi vine să spun că este o lumină dincolo de toate astea. Este o lumină care stă peste lume și care face ca lumea să fie mereu în lumină. Asta înseamnă că lumea este prezentă. Lumea este dată într-o unitate care o ține în ființă. Acest mod al lumii de a fi în lumină este o altă marca paradisului. Principiul paradisului este ceea ce leagă, ceea ce ține la oaltă, ceea ce îți permite să fii în lumină. Deci paradisul e ceva foarte simplu, în fond. M-am prins eu când am împlinit 60 de ani și am scris aceste esei. Mi-a picat fisa, cum se spune. De fapt, e foarte simplu, numai că noi suntem extraordinar de proști. Iar prostia noastră nu este egalată sau menținută decât de trufia noastră. Pentru că trufia constă în a nu înțelege acest lucru. Că binele este ceea ce ține lumea la oaltă. Ceea ce îi ține pe oameni împreună este binele. Iar asta este lumina. Noi suntem în lumină. Iar faptul de a fi vii nu este de aici, de acolo. Este splendoarea însăși. Dar trebuie să recunosc că prostia m-a ținut de la 15 ani sau 16, când am citit prima oară Vita Nova, dar era ceva în mine mai inteligent decât mine însumi, care mă atrăgea spre Dante. Pentru că asta a fost tema vieții mele. Și eu n-am știut, eu mergeam ca orb. Dar mă lăsam condus de un instinct, acela în care paradisul se depusese, cum a citat Mircea mai devreme, și nu știam care este tema, dar mă lăsam condus spre ea. Și până la urmă, după 45 de ani, mi-a picat fisa. Despre asta este vorba. Sunt două mărci pe care nu le putem șterge ale prezenței paradisului în lume. Primul este viața noastră. Al doilea este faptul că lumea există. Faptul că lumea există este că lumea e în lumină.
lumea este vizibilă, lumea este dată în experiența noastră și faptul de a fi dată, noi îl descriem în limbă ca fiind acest lucru este în lumină. Eu sunt în această lumină și mă vedeți. Dacă lumina ar dispărea, nu m-ați mai vedea. A fi vizibil înseamnă a fi în lumină. Lumina în care este lumea și care o ține la oaltă, în splendoarea ei, se numește pur și simplu principiul paradisului. Iar acest principiu e de găsit în toate marile opere de artă. Pentru asta nu trebuie să fiți teologi, nu trebuie să fiți religioși într-un sens, nu știu, dogmatic. Trebuie pur și simplu să înțelegeți faptul că viața este o splendoare. Iar tradiția umană de până la noi a înțeles splendoarea în termeni care erau religioși. Întotdeauna, în toate culturile, în toate rasele și în toate timpurile. Modul în care splendoarea a fost exprimată au fost termenii religioși. Din acest motiv, nu putem să nu recădem în acest limbaj în momentul în care, de exemplu, iubim, în momentul în care exprimăm admirația față de ceva, în momentul în care exprimăm pietatea sau venerația. În toate aceste momente nu putem evita limbajul religios. Dar de ce? Pentru că atunci ceea ce facem, de fapt, în actul pietății, în actul iubirii, în actul admirației, este întotdeauna reactualizarea principiului paradisului. Când admirăm, suntem în paradis. Când iubim, suntem în paradis. Când venerăm, când avem pietate, suntem în paradis. Deci e foarte simplu. Suntem în paradis. Și pătruns de acest lucru, am compus la instigarea lui Mircea această carte. Este compusă dintr-un eseu pe care l-am scris pentru un prieten din Olanda, Rob Riemann, și el a apărut în olandeză și după aceea Mircea, care știe tot ce scriu, mi-a zis dă-mi să-l public în Orizont și l-am dat. Al doilea nu a fost publicat până la publicarea lui în această lună în România Literară. Iar încheierea este un scurt eseu pe care l-am scris pentru a exprima un lucru care în creștinism este evident, dar în creștinismul pe care noi l-am uitat nu mai este evident. Atunci când uiți creștinismul, pentru tine creștinismul este ca platonismul sau gnosticismul, adică este o formă de idealitate. Creștinismul nu este idealist. Creștinismul este, dacă vreți acești termeni, realist. Adică este o combinație de idealism și realism și de materialism. Creștinismul nu-ți spune sufletul tău e nemuritor, cum spune Platon sau spun orficii, și că toată beatitudinea rezultă din separarea sufletului de trup și de cum să spun, ștergerea oricărei urme a contaminării pe care trupul a putut să o aducă prin faptele lui, bune, rele, sufletului. Creștinismul nu vorbește despre asta. Creștinismul vorbește de recăpătarea trupurilor la judecata de apoi. Creștinismul vorbește de o eternitate a omului în trup, în carne și oase, așa zicând, pentru că va fi un trup al glorii. Nu este vorba de idealismul sufletului, este vorba de realismul, combinației acestea unice și splendide care este omul. Iar omul e dat în lumină, în prezența lui carnală. Din acest motiv, ultimul eseu se numește ochiul de carne al iubirii. Pentru că noi nu iubim un idealist, noi iubim un realist. În încheiere vreau să vă spun ceva.
Acum câțiva ani îi spuneam lui Bogdan Tătaru Casava, nu știu dacă este aici, îi spuneam că vreau orice intervenție publică să conțină cel puțin o mențiune a Cuvântului Dumnezeu, pentru că astăzi este foarte fashionable, foarte la modă, să snobezi Dumnezeu, creștinismul, toate astea sunt fumate, le-am fumat deja. Este o prostie incredibilă. Dumnezeu este o realitate inconturnabilă a lumii în care noi trăim și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că într-o primă etapă moștenești o tradiție, o religie. Se întâmplă să fie cea creștină. Și asta e, o moștenești, nu? După aceea, descoperi viața din punctul de vedere al faptului că ești o individualitate. Și intri în conflict cu lumea. Și este conflictul cu părinții, conflictul cu tradiția și ai impresia că reinventezi lucrurile. Și de aici poți să mergi pe un drum care să te ducă în separare sau pe un drum care să te ducă la o revenire. Până la urmă, ce-am descoperit faptul cu vârsta în zona noastră de lume, în Europa, în această lume care a fost modernizată ca urmare a creștinismului, există ceva care este deopotrivă cultural, artistic, teologic, filozofic, ceva care este foarte cool, ceva care este extraordinar de cool. Nu o să vă vină să credeți ce este. Este creștinismul. Vă mulțumesc foarte tare de prezenți cu ochii dumneavoastră, cu lumina dumneavoastră aici cu mine. Vă sunt recunoscător.